Aureliu Ciocoi susține că va asigura intrimatul până în momentul în care noul premier împreună cu garnitura de ministri vor depune jurământul. În prezent are două birouri, iar ziua de muncă începe la 7 la guvernă până la 16 și o încheie la maiie. De la 7 dimineață până la 14 sau 15, câteodată până la 16, sunt în oficiul interimar, după care merg pe jos la Ministerul Afacerilor Externe și continuă deja în funcția de Ministru Interimar al Afacerilor Externe și Integrării Europene a conchis Ciocoi. La data de 31 decembrie, Aureliu Ciocoi a fost desemnat prim-ministru interimar. Anterior a fost consilierul președintelui Igor Dodon pentru politica externă, apoi ministrul al afacerilor externe în guvernul Chicum. În toamna acestui an, Ciocoi a revenit în fruntea Ministerului Diplomaților. Anterior, el a deținut funcția de ambasador al Republicii Moldova în China și în Statele Unite ale Americii.